Joe Biden și Donald Trump se întâlnesc în prima dezbatere publică a anului la CNN, cum a decurs deloc pozitiv pentru președintele Biden, care părea că nu are suflu, părea confuz și omitea cuvinte. Au început direct cu preocupări economice. Biden spune că a creat joburi, a redus utilizarea drogurilor și a rezolvat inflația. Cu ce îl contrează Trump, spune că Biden a preluat țara cu inflația aproape zero și că a creat datorii dezastruoase pentru Statele Unite. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do was try to put things back together again. And that's exactly what we began to do. We created 15,000 new jobs. We brought out the position where we have 800,000 new manufacturing jobs. But there's more to be done. The price of gas, the price of housing, the price of a whole range of things. That's why I'm working so hard to make sure I deal with those problems. That we're going to make sure that we reduce the price of housing. We're going to make sure we build 2 million new units. We're going to make sure we cap rents. He created mandates. That was a disaster for our country. But other than that, we had given them back a country where the stock market actually was higher than pre-COVID, and nobody thought that was even possible. The only jobs he created are for illegal immigrants and bounce back jobs, a bounce back from the COVID. He has not done a good job. He's done a poor job, and inflation's killing our country. It is absolutely killing us. Aveți că trebuie să punctez o chestie. Și politicienii noștri văd că s-au inspirat un pic despre felul în care se promovează Joe Biden, asta cu consumul de droguri. Da, asta fiind o problemă foarte importantă în societate, mai puțin cu altele. Bun, hai să vedem ce și cum și care a fost, de fapt, o luăm cum s-au contraatacat unul cu altul. Am luat-o treptat mai devreme și la noi, o luăm treptat și aici. Au luat-o de la economie până la imigrare, la politică externă, au trecut prin multe, Trump a atacat pe multe flancuri, dar dacă ar fi să o luăm așa, Biden spune, în primă fază, economic vorbind, că a creat multe joburi, cum ai zis și tu, a redus utilizarea drogurilor, a rezolvat problema cu inflația. El spune că economia era decimată atunci când el a preluat mandatul. Cum a contraatacat Trump aici, spune că el i-a lăsat lui Biden o țară cu inflație spre zero și tot ce trebuia să facă Biden era să o lase așa. Din păcate, a dus-o spre o inflație mult mai ridicată și niște datorii dezastruoase le numește. Datoria externă a dat 34.000 de miliarde de dolari în Statele Unite, tocmai ce FMI-ul i-a avertizat din nou să o reducă, altfel se va ajunge în 2032 la o datorie de 140% din PIB, nu cât e acum 121%. Din PIB, să spunem așa. Da. Dacă ne referim la joburi, pentru că le-am luat și pe ele în calcul, singurele joburi pe care le-a adus Biden au fost pentru migranții ilegali, spune Trump, și a amintit și de situația cu China, pentru că a tot fost în prim plan în ultima vreme. Avem cel mai mare deficit cu China, spune Biden. Biden spune Trump, iar Biden primește bani de la China și dacă ar ține-o în ritmul ăsta, ar ajunge ca China să aibă cumva controlul asupra relațiilor noastre dintre Statele Unite și poporul chinez. Bine, hai să vedem ce relații vor avea, pentru că sunt supărați de ambele părți și prin mediile lor de business, până la urmă, că de la business a pornit totul. Nu știu dacă sub tutela lui Trump ar fi fost altfel, deși el a știut să fie mai diplomat cu țările astea controversate de principiu. Apropo de asta, am ajuns la punctul cel mai fierbinte, situația geopolitică, da, din toată lumea. Trump spune că sub conducerea lui un război în Ucraina sau în Israel nu ar fi pornit niciodată. Rusia a câștigat teren pe mandatul ultimelor președinți în afară de a lui, asta spune Trump. Dacă era un președinte bun Biden, nici nu eram aici, îi transmite el în debate. I-a amintit aici pe George Bush, pe Barack Obama, nici pe mandatele lor nu prea aduce mulțumire. Trump spune că și acolo a câștigat Rusia teren. N-a fost teren. El, da. Bun. Suntem o națiune în declin, politicile militare sunt nebune, vom ajunge la al treilea război mondial, susține Trump. Dacă îl votați pe Biden, asta este morala lui. Aici Biden nu a avut un răspuns neapărat în mod direct la această temă, mai mult s-a legat de istoricul personal al lui Trump și de dificultățile pe care le-a avut el cu legea în mai multe rânduri. Trump vrea să ne scoată din NATO, a spus Biden. Poate ne desparte un ocean, spunea el, de țările în care sau țările care se află acum în dificultate sau unde e în desfășurare un război, dar ei totuși sunt țara care progresează, țara care le sare altora în ajutor, țară puternică și care se ține de cuvânt și de asta toți aliații au încredere în ei.
Da, mai avem niște comentarii de la jurnaliștii externi, surse pentru NBC, da, pe care le-au analizat ei, ne spun că Biden era răcit, cel puțin așa părea, era răgușit, era așa cu low energy, să spunem. Alții spun că doar nu făcea față atacurilor lui Trump. În final, da, Trump a fost aplaudat după ce a și ieșit din platou. De principiu, dezbaterea lui Donald Trump a fost considerată de succes și net superioară față de discursul lui Joe Biden. Astea sunt sondajele, astea sunt opiniile, da, care apar pe tot internetul. A fost și Biden aplaudat, poate nu la scară așa mare cum a fost Trump, dar A soția lui venit a și venit, electoratul lui, normal. l-a ajutat să coboare de pe scenă, că a avut ceva dificultăți în direcția asta. Și apoi susținătorii lui, într-o cameră alăturată, l-au felicitat, i-au spus că s-a descurcat bine, a răspuns la toate întrebările și situația a fost bună una peste alta, chiar dacă poate Bine, acum n-a a fost fost altfel. mare vâlvă. De principiu, cei doi și-au adus fiecare mâinile drepte, da, sau stânci, cum vrei să le iei, din partidele lor, da, care să-i susțină. Adică nu putem spune că a fost o masă mare de oameni acolo care să huiduie, da, cum s-a întâmplat în alte debate-uri. Aș vrea să văd, să vedem acum la final și o postare a lui Donald Trump cu momente pe care el le consideră amuzante din răspunsul lui Biden. El n-a făcut, a fost mai diplomat, n-a făcut astfel de postări, dar hai să le vedem. A vrut să mai fac o adăugare, nu se putea opri aici. Hai să-l Un vedem pe adult. Trump. We'd be able to right wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.